Care sunt cele mai importante aspecte pe care beneficiarii le caută la materialele izolatoare? Unul ar fi cât de bine izolează, doi, reacția la foc a materialului. Și astăzi o să vă arătăm cum reacționează vata minerală, spuma poliuretanică, celuloza și lână de lemn în reacția cu foc. În prima fază avem vata minerală, da? Care după câteva secunde se vede foarte bine, materialul este penetrat de flacără, s-a topit complet. Al doilea material, spuma poliuretanică, da? Despre care auzim că nu arde, nu se topește. Haideți să vedem. Ai grijă, Bogdan. Pe lângă că degajă un fum extrem de toxic, după oprirea focului, ea încă arde. Asta înseamnă că dacă s-a aprins o mansardă izolată cu spumă poliuretanică, chiar avem o problemă. Același test îl facem și cu celuloza. Lampa degajă undeva la 1900 de grade. După cum bine vedeți, țin materialul în mână. Nu simt căldura degajată, iar cel mai important lucru, pe lângă că materialul nu se aprinde, este că nu degajă căldura spre mână, spre piele, lucru care o să regăsiți și în mansardele de noastră. Mai exact, pe timpul iernii, căldura produsă în casă nu pleacă spre exterior, iar pe timpul verii, căldura dinspre exterior, de la tabla sau țigla încinsă, nu este transmisă spre interiorul camerelor. Din păcate, aparatul de măsurare a temperaturii nu ne arată decât 400 de grade. Asta e maximul cât poate el să înregistreze. Același lucru îl facem cu lâna de lemn. Flacăra din nou este pe material, la fel, temperatura nu ajunge la nivelul pielii, deși folosesc un material la o grosime de aproximativ 10 cm. Luați în considerare o termoizolație cu lână de lemn la nivelul mansardei sau a podului sau a planșeului, cu o aplicare de 15, 20 sau 25 de cm. Rezultatul va fi același. Mai exact, temperatura nu pătrunde prin material, nu pleacă spre exteriorul casei și nu se aprinde. Putem să vedem și la acest material dacă a fost pătruns în adâncime de foc? Sigur. Se vede. Vorba de 1-2 mm parcă, nu? În concluzie, dacă doriți cele mai înalte performanțe de la un material pentru izolația termică, dacă doriți un material sănătos, natural, dacă vă doriți siguranță pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și casa pe care urmează să o izolați, folosiți cu încredere materiale de la izolații naturale, celuloza și sau lâna de lemn pompabilă.